ție 20 de zile pentru a-i da un răspuns. După ce a făcut cărare la Inspectoratul de Poliție Ilfov, unde trebuie să se prezinte în fiecare luni și vineri, Dan Voiculescu și-a luat inima în dinți și s-a dus cu o propunere la DNA. L-am spus că aș dori să nu mai mă duc permanent la poliție, că nu-s motive. De plecat din țară nu plec, oricum concediul mi l-am stricat. Am venit cu propunerea să vin de câte ori mă cheamă, dar să nu fie chemat în zile fixe, ca să fie presa acolo prezentă. Pentru lumea care a fărit salamă, aduce tot timpul să rămână mult de tot. La Dumnezeu fericire! Da! Al mesaj avem Ajuri și o melodie a lui Romeo fantastică, Hot la păsărică, special pentru Dorel de la Pază, se știe, fără număr și fără CNP. Cu aici mi-ai scris Dorei. Bănesc că nu îl cheamă așa băiatul la Dorei, nu? Hai să fim serioși. Să-l lumea să Roxana și alimentare în care este acuzat.